Aproximativ 5.000 de posturi vacante pe perioadă nedeterminată pentru cadrele didactice au fost scoase la concurs în acest an la nivel național. Astăzi au fost afișate rezultatele examenului scris de titularizare, iar profesorii care nu sunt mulțumiți de punctaj pot face contestații până mâine la ora 15. Rezultatele finale vor fi afișate pe data de 25 iulie. Pentru a obține un post pe o perioadă nedeterminată, candidații trebuie să obțină minim nota 7. În județul Prahova, 5 dascăle au reușit să obțină nota 10 la proba scrisă a examenului de titularizare. La nivel național sunt 118 astfel de cazuri.